Bună, fetelor! Ne întâlnim din nou cu un nou video și cu o nouă temă. Uite, aici avem și un personaj în cadrul. Un lucky negru. Ștrengar. Ce te uiți așa? Bun. Aici avem parfumurile noastre de astăzi. Drăguțele de ele. Bun. Deci astăzi e despre parfumurile pe care le-am folosit cel mai des în luna ianuarie. Avem aici 6 parfumuri de iarnă, 3 din categoria lux și 3 din categoria parfumuri de nișă. Aceste parfumuri îți creează o senzație de căldură și confort și zic eu că au fost pentru mine perfecte în zilele geroase din ianuarie. Probabil că și în continuare o să le mai folosesc pentru că încă e iarna afară. Și să începem cu acesta. E un parfum de la Serge Lutens. Se numește Cherguy. Un parfum de nișă, creat în 2005. Serge Lutens e francez, dar a trăit mult timp în Maroc. Iar numele acesta, al parfumului, numele Cherguy, este numele vântului fierbinte și uscat ce suflă doar în deșertul din Maroc. Parfumul Cherguy este despre aromele care se simt atunci când peste deșert se lasă seara și se ridică în aer mirosul acela al nisipului călit de soare de peste zi. Deci de acolo s-a inspirat creatorul parfumului. Predominant aici este aroma de miere, trandafir și frunze uscate de tutun. De aici vine și căldura parfumului și dulceața lui. Are și lemn de santal și o idee de tămâie, de aceea este clasificat ca un parfum oriental. Este deopotrivă confortabil, dar și elegant. Are și o persistență foarte bună, undeva la 8-10 ore poate fi purtat și în prima parte a zilei, dar ca și parfum de seară. Este perfect pentru anotimpul rece. Nu l-aș vedea pe fete tinere. Totuși, cred că pe femei undeva la 30 plus, cred că s-ar potrivi. Dar nu e o regulă. Dacă vă place, e ok. Deci, întotdeauna purtați ceea ce vă place, nu ce e la modă sau nu știu ce poartă o prietenă, deci ceea ce vă place. Are și culoarea asta ceva între maro și vișiniu. Da. O sticluță foarte simplă. 50 de mililitri. Bun. Următorul parfum, acesta, un parfum de la Casa Chanel, se numește Coco, în sticluța asta clasică. De la Chanel, foarte simplă,
dar elegantă. ml am și aici, eau de parfum. Acest parfum e tot un oriental, cu accente picante și iarăși tămâie. Are și acesta o idee de tămâie. Are citrice, trandafir, iasomie, ylang ylang, boabe tonka. E un parfum mai vechi, din 1984. Este un parfum matur pentru doamne. Este elegant, pretențios. Zic eu că nu-l poți purta așa oriunde și oricând, pentru că, nu știu, ar fi ca nuca în perete. Deci parfumul Coco cere o ținută elegantă sau măcar sobră. Și acest parfum nu cred că ar fi pe placul fetelor tinere. Și asta nu pentru că e un parfum care miroase urât, ci pentru că nu l-ar înțelege, cred eu. Nu știu, dacă vă întâlniți cu el și îl încercați, o să știți că despre ce vorbesc. Parfumul persistă foarte bine. Mie îmi place mai ales cum se simte pe o zi geroasă, pe o vreme geroasă. Acest parfum, ca și acesta, eu le-aș încadra în opere de artă. Deci niște parfumuri deosebite, dar care, nu știu, în toată lumea cred că le-ar înțelege. Bun. Mai departe, să vedem acest parfum. Poison de la Dior. Cu sticluța aceasta în formă de măr. Foarte drăguță. Este în forma eau de toilette. 100 de mililitri. Culoarea aceasta vișinie. Un vișiniu intens, foarte, foarte închis. Da. Elegantă sticluța. Este un parfum, deci e varianta eau de toilette, cum am spus. Un parfum foarte misterios, amăgitor. Are și o poveste în spatele lui, ci că în America a fost foarte popular la vremea lui, în anii 80. Este un parfum din 1985. În multe instituții publice se ajunsese să fie interzis acest parfum, astfel încât pe lângă plăcuța cu no smoking era și plăcuța no poison. Atunci a fost un parfum revoluționar, pentru că începea era parfumurilor dulci, picante, florale, fructate. Da. Acest parfum are note de fructe de pădure. Eu simt foarte bine el prunele uscate. Are iasomie, miere, vanilie, trandafir, tuberoză, mosc. Ce nu are acest parfum în el? Are o mie și una de note. O piramidă foarte bogată. Dar clar, e un seducător, e un romantic acest parfum.
Chiar vă recomand să-l încercați. Longevitatea și sieajul sunt maxime, deci are o performanță foarte bună. Și asta pe lângă că e de toalet. Este un parfum superb, feminin, senzual, cald. Am strâns cu el și multe complimente. Da. Așa. Mai avem aici încă o sticluță. Drăguță. Este vorba despre parfumul Libre Intens de la Yves Saint Laurent. Este un parfum nou din 2020, un parfum oriental, fujer, feminin, modern. E un parfum îndrăzneț. Zic eu că s-ar potrivi femeilor cu temperament coleric, sangvinic, deci în niciun caz femei melancolice, nu cred că l-ar suporta. De obicei, parfumurile fujer sunt destinate bărbaților. Acest parfum se pare că a fost adaptat astfel încât să se încadreze în parfumurile de damă. Părerea mea e că poate fi și unisex, fără nicio problemă. Are citrice, lavandă, iasomie, vetiver, bobeton, cavanilie. Eu simt foarte bine el și o aromă, adică o notă alcoolică de whisky, am mai spus asta undeva, și performanță foarte, foarte bună, deci ține la nesfârșit. Pe mine chiar mă obosește dacă îl folosesc în doze mari, de aceea evit asta. Pentru mine un singur puf e foarte suficient. Se vede și după conținutul din sticluță, că nu s-a consumat prea mult. Deci foarte puțin. Cred că această sticluță o să mă țină o viață. E foarte frumos făcută. Se vede că s-a lucrat la această sticlă. E deopotrivă și simplă, dar și elegantă, cu aceste litere. Da, 50 de mililitri de parfum. Frumos. Bun. Și mai am aici o cutiuță. E un set cu două parfumuri de la Mikalev. Le-am lăsat în cutie pentru că mi se pare foarte frumoasă această cutie și am vrut să vă arăt și vouă. Așa, un pic. Bun. Deci așa vin ambalate. Aceste două parfumuri se vând și separat, bineînțeles. Eu le am într-un set frumos. Da, drăguț. Așa, și vreau să încep cu ăsta mai mare. Se numește Ananda de la Mikalev, cum am spus. Este un parfum din 2005, un parfum floral, fructat. Este un parfum de nișă.
Un parfum de zi. Este un parfum oarecum liniar, dar foarte feminin, senzual. Este dulce, cremos, are flori albe, mimoză, mosc, pară, vanilie, ylang-ylang. E un parfum aromatic, tineresc, vesel, aș spune. Da, acest parfum nu pot să zic că te încălzește iarna, dar te înveselește, îți dă o stare de bine. De aceea l-am purtat cu drag în ianuarie și cred că și în continuare o să-l folosesc. Sticluța aceasta parcă e o perlă cu acest sedef, aceste cristale. Ce bine miroase. Da, e ca o sticluță din aceea de parfumuri arabești. E așa, mai exotică. Bun. Și varianta Ananda Black. Am 30 de mililitri de parfum. Deci, iarăși, ca și sora mai mare, să iau cutie de aici. Deci, cum am spus, e un parfum de nișă, Ananda Black. A fost creat în 2011. E tot un parfum floral fructat, dar mai intens. Are prune, citrice, tuberoze, ylang-ylang, iasomie, vanilie, mosc. Da, e un parfum dulce, dar pe lângă acesta stă dulce cremos, iar acesta este dulce pudrat, mai de seară, așa. E mai dulce decât varianta albă, totuși. Când îl port, mă învăluie cu aroma lui și parcă am senzația că stau pe canapea sub o păturică cu o cană de ceai de fructe de pădure. Da, așa, această senzație îmi dă. Ține moderat, undeva la 4-5 ore, dar e ok. Și aceste sticluțe sunt adorabile, fabuloase. Da. Vă recomand să le încercați, să le testați, bineînțeles, înainte să le comandați. Așa. Bun. Deci, aceste parfumuri mă însoțesc mai mereu în sezonul rece. Pe unele le am de mai demult în colecția mea. Altele au apărut de curând, nu de mult, dar pe toate le port cu drag și nu mă plictisesc de ele, pentru că fiecare parfum îți creează diferite stări și senzații, iar asta îți face viața mai frumoasă, zic eu. Și e mai vesel atunci când porți un parfum. Iar asta a fost povestea noastră de astăzi. Și eu vă pup, ca de obicei.
și pe data viitoare.